Scuzați că v-am aprins așa, dar am venit cu avionul aici în București la emisiune și mi-e ca frică să zbor așa. Și taba când s-a închis ușile și a început avionul să meargă, au și început paparudele alea. În cazul puțin probabil al unei prăbușiri, aveți măștile de oxigen care cade și veste sub scaune. Fă! Păi mie, dacă nu mi-ai pus o parașută sub scaun, mai bine nu mă anunță. Adică, practic, mă arunci de pe bloc și zici, vezi că ți-a pus-o acadea buzunar, vai suși până te izbești. Și ce pe alea ea? În cazul puțin probabil al unei depresurizări, trageți masca pe față. Fă, nebună! Păi eu nu mai trag masca pe față de când l-a prins pe meu pentru chestia asta. Și-a tras masca pe față și-a intrat într-o bacă, nebună. Atâta noroc că a ieșit repede, mămică, că a scris 6 cărți. Foarte mișto. Chiar și el a zis că ce rău îi pare că nu știe să citească. I-ar fi plăcut și lui să știe ce scrie el, mămică. Săracu! Și mă stai, că nu s-a terminat povestea! Acum, ce ziceam? Stai că m-am pierdut. Aoleu, ziceam de paparudele alea care zic că acasă puțin probabil să trag de vestă, să suflu fluier, să aprindă lumina. N-am înțeles nimic. Dar, când a coborât jos din avion, i-a spus și eu lui stewardesă. Fă! În cazul puțin probabil în care o să faci cancer, știu eu cu afor bun de tot care te face să par vie după aia. M-ai înțeles? Asta era povestea de fapt. Oricum! Stați!